mulțumim, Sfânt, că ați venit. Mă bucur foarte tare să fiu aici, într-un teatru. Mă bucur să fiu în Timișoara și mă bucur foarte mult că a trecut vara asta. A fost cea mai groaznică vară, vara în 2022, că au fost multe nunți. Vai de viața mea, ați avut nunți? Ia să ne punem acum ceva. Pare rău! Ai văzut vara asta ce dubios a fost când primai o invitație la nuntă? Parcă era citația în plic negru de la ANAF. Aia că te lua toată anxietatea, că suntem așa în gură, încă 10-15 milioane. Și e foarte dubios, pentru că o nuntă care e un eveniment atât de frumos pentru două persoane, poate să fie atât de trist pentru alte 250 de persoane. Că ați văzut și voi când ai 15 milioane, că mănânci și bei, o pula mea, plec bea și plin în burtă de aici. Îți banii mei. Și am început să mă enerveze nunțele, pentru că la toate nunțele se întâmplă aceleași lucruri. Adică dacă voi ați fost la 3 nunți în viața voastră, la următoarea nuntă nu vă mai surprinde nimic. La toate nunțele se întâmplă același lucru. La fiecare nuntă trebuie toată lumea se pupe cu toată lumea de 158.000 de ori. Și mai sunt rudele alea de la țară, care n-au o ingenură la extraordinară. Și vine la tine o băbuță ca o moască vie să te pupe. Știți, băbuțele alea, nepoate! Băi, când te prinde o băbuță de față, aia nu-ți dă drumul. Te linge pe obraz, îți scade obrazul, așa se vede. Mie venea să le dau cu parfum, cu pacura, bani. Stai, mă, mai puțin! La toate nunțele se mai întâmplă un lucru pe care doar femeile îl observă. La fiecare nuntă se găsește o invitată, o nebună, o descăierată, o handicapată, dacă îmi permiteți. Care, deși nu e nunta ei, vine îmbrăcată în alb. Și femeile știu, noi nu știam. Dacă nu e nunta ta, e lege, nu te îmbraci în alb, jegoaso! E ilegal. E ca și cum ne ducem noi la biserică duminică îmbrăcați în preoți. Și vine preotul confuz, știi? Băi, ce faci? Și ce? Băi, m-am îmbrăcat și eu de la Dumnezeu. Outfit ce? La toate nunțile se mai întâmplă un lucru. La fiecare cununie religioasă, la fiecare slujbă, cred că de pe planetă, nu doar la noi. În timpul oricărei slujbe religioase, cu siguranță sună un telefon mobil. Cu siguranță! Noi am făcut nunta anul trecut și Alexandra s-a ocupat de tot. Evident, am vrut să avem o nuntă ca în bazme, mai ales cununia religioasă, cum am citit în bazme, cum am vrei, stante, că e satane. Și s-a ocupat de tot. Și am avut o cununie la apus de soare, pe marginea unui lac. Tare! Tare scump! Și eu eram pe un ponton, ajunsesem acolo, o așteptam pe Alexandra să o aducă nașul, în fața noastră erau câteva rude, în spatele meu era un quartet pe care eu l-am plătit fix pentru momentul ăla. Și a venit Alexandra adusă de naș, s-a pus în fața mea, ne-am luat de mâini și încercam să le transmitem iubirea eternă prin priviri la mama. Bă, și fix în momentul ăla, vă jur, a sunat telefonul lui maică mea. Mama mea care stătea aici cu melodia, nu exagerez, cu melodia Cine m-a făcut-o? Pare! Băi, m-a luat toată panica, am început să transcrii instant. M-am uitat la maică mea. Știți panica aia din ochii părinților când știu că au făcut un căcat mai mare decât tine? M-am uitat la maică mea care lua foc în timp real, că era... Și presupun că i s-a topit creierul. De ce? Pentru că ea, fiind îmbrăcată în rochie, a început să se pipe de buzunare să găsească telefonul. Și mi-am dat seama, n-am cum să mă ajute, n-are cum, nu scap de ea. M-am uitat la taică-meu cu privirea de bro, fă tu ceva! Că ești bărbat, ești capul familiei și tata nu m-a dezamăgit. A făcut ceva. Ce a făcut? A certat-o, mă! Taică-meu s-a uitat la maică-mea, care era în stânga lui și i-a zis, citez, Măi Maria, măi! După care tot taică-meu s-a uitat la mine, Mirele, și mi-a zis, Măta! Așa-mi face Măta! Știi că e venită treaba între părinții tăi când își zic Măta și tactul. După aia m-am întors cu privirea înapoi la maică mea, care își căuta telefonul, l-a găsit într-o geantă, nici măcar nu era geanta, era geanta lui mătușe. Ce căuta acolo, nu știu. Și părinții noștri, deși au telefon de mult, nu știu să-l folosească și săracă nu putea să dea pe silențios și mi-a arătat mie, repet, Mirele. Nu pot să-l opresc! Mă sună Vasile! Și din nou am uitat la taică-meu cu privirea, bro, fă ceva, acum că te omor! Și dacă mi-a făcut, mă, ceva, i-a smuls telefonul din mână, i-a zis, Măi Maria, dă-le-mi coa! Și l-a dat pe silențios. De ce? Pentru că tata știe să-l dea pe silențios. Și a dat telefonul înapoi, maica s-a avut chircită, așa supărată, rușinată și într-un final a început slujba. Și a început slujba și n-au trecut 3 minute, vă jur. N-au trecut 3 minute și a început să sune telefonul lui tata! Cu melodia Constantine, Constantine! Că na, pe tata cheamă Constantin. Cum putea mă să-i sune altfel telefonul? Bine că nu-l cheamă să-mi suși pula, că-mi strica toată lumea. Să-mi suși pula, să-mi suși pula! Și mi-a plăcut de mama, care a fost delicioasă, că s-a uitat la tata și a zis: ce prost ești, Constantine! Tactul! Așa face tactul! Și mai rău de atât, mă uitam la taică-miu, care mi-a demonstrat mai devreme că știe să dea un telefon pe silențios și m-a așteptat să facă asta. A făcut tot ce a făcut taică-miu, a fost: da, Vasile! Tot Vasile, mă! Cine e Vasile? Unchii mi-i suna pe amândoi că nu știa să ajung acolo, mă. Și după aia ai văzut părinții noștri cum înaintează în vârstă, că ei nu mai știu care-i treaba cu volumul când vorbesc la telefon și încep să vorbească din ce în ce mai tare. Bă, și taică mi-a răspuns, bă. A zis: da, Vasile. A făcut un pas și avea impresia că e la Pitești, presupun. Pentru că s-a și lăsat puțin pe spate și a văzut: ai mai cum ai stânga după parcarea aia mare? Toată lumea s-a oprit, s-a uitat la taică-mă care vorbea cu Vasile. Ăsta, quartetul din spate s-a oprit unul la vioră. Băi, n-are sens să mai cântăm. Mai rămânea să sunești telefonul preotului. Bă, jur, dacă sunași telefonul preotului cu melodia banii, 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 2 locuri în mașină ca milionari. Mașină cu 2 locuri, pentru el și țărcovnic, ca eu cred. Ce vrei, se întâmplă? Sau, dacă nu sună un telefon mobil, tot așa, la orice cununie religioasă, ați văzut că undeva în spate sunt niște babe care bârfesc ce slujbă frumoasă face preotul? Pentru că toate babele sunt topite după orice slujbă. Bă, și le auzi de acolo că ele vorbesc încet. Și le auzi: vai de mine, dar ce frumos cântă preotul acesta! Doamne, dar ce slujbă frumoasă face Vionico! Ăsta are har de la Dumnezeu! Și ești, mai încet, dar nu vorbeam cu tine! La noi, la cununie, s-a mai întâmplat o chestie dubioasă și vorbind cu oamenii am mai aflat că se întâmplă. Preotul ne-a făcut o glumă. Gluma cu pișcotul. Și gluma cu pișcotul, vă avertizez, celor care urmează să faceți nunta, e posibil să o facă preotul, se face gluma cu pișcotul mirilor. Și e în felul următor. În timpul cununiei, preotul are un pișcot pe care trebuie să îl înmoaie în vin și să-l dea mirilor să muște, da? Și să vă vedeți gluma. Zăpăcitul de-a preot. Ce-i dă prin cap la mare nebun. Înmoaie pișcotul în vin, ți-l dă ție să muși și tu când deschizi gura, zgubi leticul. Trage pișcotul și tu muști în gol. Râza de-a ca și mătrina. Băi, oameni buni, vă jur, mi-a tras preotul pișcotul de la gură. Am mușcat în gol. Presupun că am avut o privire de ce căcatul mai s-a întâmplat. Primul meu gând a fost, cred că a avut preotul lag. Și după aia, următoarea imagine cu preotul care avea pișcotul așa mândru în mână și mi-a zis: mai glumim și noi? Și eu rău, băi, mai glumim pe banii mei? Dar tot timpul la preoți au umor, poate că știi marea sutană, uite mă la ce să spun. Și am zis: bă, vreau să-mi șterg asta din cap, nu vreau să mă supăr, e nunta mea, în fine, trece. Bă, dacă ne-a făcut gluma cu pișcotul cu nevastă, ne-a tras pișcotul de la gură lui Alexandra, bă, vă jur că am avut un... Băi, sfătună! N-ai voie, n-ai voie, doar eu am dreptul să-i fac glume cu pișcotul pe la gură lui nevastă. Dar asta voiam să-i fac la noapte, fix era gluma mea, mi-a intrat materialul! Sau, la orice nuntă vine momentul ăla pe serat, știți momentul ăla pe la 8-9 seara, când toți trebuie să ne adunăm, să ne uităm la dansul mirilor, și să ne prefacem toți că dansează bine și că e un dans frumos, pentru că îi cunoaștem. Și e păcat de ei. Dar e cel mai penibil și genibil dans de pe planetă. Și vă rog frumos, la următoarea nuntă, uitați-vă în ochii mirelui. Vă implor. Să vedeți panica, dracu. De ce? Că a dat 14 milioane în ultimele 3 luni să învețe 4 părți de dans. Iubește, bă. Și acum îi repetă matematic cum a făcut și aseară în sufragerie. Ăla nu-i dar să ne-am un care face... Și-a prămat prin el și ridic-o, e ca vreau să te iubesc. Vă rog frumos, doamnelor, domnișoară, nu ne mai puneți să dansăm, nu ne place, urâm să dansăm. Noi decât să învățăm un dans, mai bine învățăm o operație pe creier deschis decât să învățăm o baciata sau ceabata. Care-i dans, care-i pâine, nu știu că nu pasă. Și ce au în comun toate nunțele și ce mă deranjează cel mai tare e că, o să vedeți când o să faceți nunta, toate nunțele sunt extrem de scumpe. Orice scumperi pentru nuntă e de 5 ori mai scump decât în realitate. Foarte scump. De ce s-a ajuns aici? Din cauza voastră a femeilor. Sunt convins, da. De ce? Pentru că voi vreți o nuntă cât mai pompoasă, dar nu pentru ziua aia, ci ca după aia, după nuntă. Să vorbească celelalte proaste. Despre nunta voastră. Fata, tu ai văzut ce părere a avut Adelina? Cred că a dat foarte mult bani. Fata, tu ai văzut ce trupă a avut Adelina? Cred că a dat foarte mult bani. Fata, tu ai văzut ce tortă a avut Adelina? Cred că a dat foarte mult bani. Da, da, ea! Dar unde suntem în toate poveștile astea? De asta e posibil tu, ca bărbat, să te trezești la un moment dat cu informația că, nu știu, trebuie să dai 30 de milioane să închiriem furculițe, mă? Că nu se asortează cu fața de masă și dau seama și nici măcar nu rămân ale mele? Pe unde banii ăștia, vă jur, sunt în stare să merg pe la fiecare masă, la fiecare invitat, să zic, ia fă-mă așa. Perfect, ai furculița, tot timpul la mea. Mănâncă ești tu cu mâna, eu seara, ce dracu. Pentru că nouă, bărbaților, atât de puțin ne pasă de nuntă și atât de zgârciți suntem, noi am fi în stare să facem nuntă cu 6 milioane vechi. Bă, vă jur, după capul nostru nu avem nevoie de restaurant, nu trebuie nici de restaurant. Prima regulă, unul la mână. Nu dau dar, nu-mi dai dar. Nu-ți dau, nu-mi dai. Da, 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 da. Nu-ți dau eu acum 10 milioane să-mi cer tu peste 3 ani 15. Nu te pune, mă, ce afacere asta. Nu. A doua regulă, sunt pe fiecare în parte. Ce faci, mă, bine? Final nuntă, da, ia mă știu un scaun, dacă de obicei trebuie. După aia aduc o boxă gibier, cântăm toți, facem karaoke, filmăm cu telefoanele, montez eu acasă în premier și, iubire, o lună de zile, te duc în luna de miere, la mine la țară. Să culegem fân și prune, să vezi ce frumos e. Plus că de ce îi zice luna de miere? Cine credeți că se duce o lună în luna de miere? Cine a făcut nunta de aici? Prin aplauze, vă frumos. Mulțumesc. Cine a fost o lună în luna de miere? Nimeni! 7 zile te duci, maxim 10 dacă ești bogat. Dacă ești român și pleci o lună în altă țară, rudele cred că au plecat la muncă în străinătate, ești nebun la cap. Te întreabă după aia, dar unde-s banii de la căpșuni? Pentru că ziceam și mai devreme, nouă, bărbaților, nu ne place să cheltuim bani. Noi suntem mai zgârciți de fel. Și mi-am dat seama asta pe pielea mea. Eu sunt zgârcit, nu vreau să cheltui bani. De ce? Pentru că mi-e frică de sărăcie. Eu sunt născut în 90. Cine mai e născut între 90 și 2000? Eu am impresia, mulțumesc. Eu am impresia că noi, generația asta, ne-am născut cu frica de sărăcie în soft. Nu vă este frică că o să rămâneți mereu săraci? Nu aveți teama asta de... Am bani, dacă nu. Dacă îmi dispar banii. Nu aveți impresia că atunci când cheltuiți bani, distanța dintre voi și sărăcie se face mai mică? Și după aia când iei niște bani, se distanță de sărăcie. Iar cheltui bani, iar te prinde, fute-mă așa fără sărăcie. Vă jur, am sechile de când eram mic și eram sărac. Și acum, eu când îmi cumpăr haine noi, vă dau cuvântul meu de onoare, eu aștept o ocazie specială să le port. Ca atunci când eram mic, în anii 90, toți părinții făceau același lucru, ne cumpărau nouă copiilor haine doar de Paște, atât! Doar atunci primeai haine noi. Și toți copiii primeau același lucru. Costum de blugi în cap până în picioare. Și te duceai la biserică și dimineața la biserică vedeai 150 de copii, îmbrăcați la fel așa, cu 2 ouă în mână, armata de nima României. Sau simbolul sărăciei, dacă ești născut în 90. Aveați când erați mici șlapii aia, cu mați, maro, cu crocodilul pe ei? Ăia de la La Costel? Bă, de șlapii ăia, dacă mergeai încălțat în ei să cer pețe de handicapat, primeai pe loc să dea bani. E clar, n-ai nicio șansă în viață. Și se rupeau mereu aici în cărcâi prima dată. Îți țintau pietricele așa cum mergeai pe la țară. După aia se rupeau aici în față cu lașnetaia așa. Că tu aveai 6 ani, purtai 28, mă, dar ți-erau 48, lasă-o să țină. Mergeai așa, mă uzeau pâine în centru, mă. Și nici când se rupeau de tot, nu-i aruncai, păstrai crocodilul, mă, te jucai cu el. Pentru că n-aveam jucării când eram mici. Țin minte, cred că mai toți copiii din 90 au avut o jucărie mare și dată, un ursuleț, pe al meu îl chema Teddy și într-o noapte la țară l-am uitat afară și l-am găsit dimineața, dădea câine la el. Și acum mă uit, găsești ursuleț de pluș pe toate drumurile. Și am văzut că și aici e o tradiție, e o tradiție în toată țara la taximetriști. Ați văzut taximetriști care își iau ursuleț de pluș sau orice animal de pluș și îl pun în fața acolo la Logan la bară? Bă, e cel mai creepy lucru de pe planetă. Un ursuleț de pluș care e atât de drăguț și suav și reprezintă copilăria, pus în fața la Logan, strâns cu sârmă, fie vară, fie iarnă, plouă, ninge ăla cu un ochi căzut, așa e. Și mă întorc întâi, bă, ce reprezintă, care-i scopul? Și mi-am dat seama după câteva zile. Senzor de parcare, bă. Pentru Logan, că atingi cu Loganul ceva în față, se aude I love you! I love you! Mi-e frică de sărăcie. Eu și acum când stau acasă am câteodată momente în care îmi vine să iau telecomanda de la televizor, să o bag într-o pungă. Poate să șterg cifrele și după aceea nu știu pe ce să mai apăs. Că eu sunt handicapat, nu știu unde era un link. Îmi vine să pun folie pe laptop, așa. Nici dulciuri n-aveam când eram mic. Țin minte două dulciuri mari și late, Eugenie și Guma Turbo. Bă, și amândouă se făceau nisip când le băgai în gură pe cuvânt. Aveați? Vă aduceau părinții gumele alea în formă de țigară? Da. Băi, cele mai greșite lucruri de pe planetă. Și de ce zic asta? Părinții noștri plecau undeva la muncă, veneau acasă, ne aduceau gumă, copiilor gumă în formă de țigară și erau foarte mândri. Și ei, fiind fumători, fumau cu noi în cameră. Ne dădeau alea, ne le puneau în gură și le dau de noi. Ia uite, băi, și ăsta mic fumează. Și 10 ani mai târziu, tu te apucai de fumat. Ei te prindeau, te luau la bătaie și te întrebau de unde ți-a venit ideea. Spui, nu știu, o să-mi dau seama la terapie, la 32 de ani, poate. Bine că nu ne-au dus gume în formă de copii, că eram toți pedofili acum. De unde ți-a venit ideea? Nu știu. Sau până în clasa 4-a, noi până în clasa 4-a, cel puțin de unde vin eu, noi nu aveam lunch la școală, prânz la școală. Noi aveam în curtea școlii o doamnă de etnie țigancă, de la care cumpăram semințe, mă. Sămânța românească, mă. Și ieșeam în pauză, a aruncat doamna cu semințe, ne frânea ca pe găină. Ăla era prânzul nostru. Pentru că, repet, sămânța e românească. Mie mi se pare că sămânța ne reprezintă foarte bine pe noi ca români. Sămânța ar trebui să fie pe drapel, mă, nu vultură. Sămânța, mă! Sămânța ne place nouă românilor. Știți de ce ne place sămânța? Pentru că ne și hrănește, dar ne face să părem și șmecheri. Ați văzut că mănânci semințe, că ai atitudinea aia de... Și mai și scuipii. Pudu-te, vrei! Sau căutam acum ceva vreme, căutam poze cu mine de când eram mic. Dacă ești născut în 90, ai câteva poze. Ai prima poza aia de la un an, când ai învățat să mergi, ești în putulica goală așa. Poza pe care maică ta a arătat-o la toate fetele din viața ta. Și toate au zis, nu s-a schimbat nimic. Hai, secte. După aia, următoarea poză în clasa 1, când ai fost în prima zi la școală și te-a pus profesor, stai așa, toți avem poza dintre a 1-a în bancă, stau așa, ca handicapații. Și ne gândeam ce o să-mi placă la școală, e foarte frumos la școală. Cred că o să mă bucur foarte mult de școală. După aia, următoarea poză, când ți-ai făcut buletinul, ai 3 poze, dacă ești născut de 90. Ăștia acum au o grămadă de poze, filmulețe cu telefoane. Aveam și noi, aveam telefoane. Țineți minte că luam pahare de plastic sau de metal și puneam o sfoară între și făceam telefoane. Bă, râdeam de ne căcam pe noi. Era, s-aude, s-aude, bă! Ești aici, nebunule! Dacă prindeai și un porumbel, aveai și 5G. Și mi-ar fi plăcut să avem, de exemplu, TikTok când eram noi mici. Să facem noi live-uri pe TikTok cu fac toți copii. Să-i făcut noi live când jucam fete, filme sau băieți. Cel mai tare joc de pe planetă. Mai țin ce ne mai distram noi. Bă, ce joc interesant era. Ce-ați alegi? Flori. Hai? Nu vreau să-mi flau la mine. Tu ce fac, mai știi? Trandafir. Ce-ați alegi? Între lalea și trandafir. Trandafir, tu-te cu el. Distracție! Live pe TikTok! Doamne, ce-mi plac live-urile de pe TikTok, sunt fier cu ele. Știți live-urile de pe TikTok care sunt foarte la modă, alea cu tap-tap în gerai și vechi? Vai! Cine are TikTok? Ia să vedem. Restul muncesc, fac bani, așa este? Pentru cei care nu știți, vă explic foarte pe scurt. Live-urile de pe TikTok înseamnă... Live-urile de pe TikTok sunt cercetătorii moderni. Live-urile de pe TikTok înseamnă că intră 2 oameni live pe TikTok, unul în stânga, unul în dreapta și tot ce fac ei e să-i roage pe cei care se uită să dea tap-tap, adică să apese pe ecran. Și când apasă pe ecran, nu știu cum se transformă în bani, Bă, și ei când primesc bani, fac ca toate maimuțele. Că mai fleașcă! Hai, Mitricuță, la fleșcuță! Hai, Mitricuță, la fleșcuță! Fleșcuță! Dar ce mă enervează foarte mult pe TikTok, dar și pe Instagram, eu am pus dere de filmulețe în ultima perioadă, eu o avalanșă de filmulețe. Știți filmulețele alea care încep cu story time? Vai, să-mi fier pe ele. Știți? O grămadă de oameni în ultima perioadă fac filmulețe care încep cu story time. Știi? Story time. Și sunt filmulețe în care ei ne povestesc ce au pățit ei. Pentru că de ce? Ne interesează, nu-i așa? Da, ne interesează. Inflație de 35%, război lângă noi, nu s-a terminat pandemia, dar ce s-a întâmplat, Andreea? Liniște toată lumea! Andreea face un story time. Story time, guys! Guys! Este timpul să vă spun ce a pățit. Deci, guys, cred că sunt cea mai ghinionistă ever. Because săptămâna trecută, cred că săptămâna trecută, marți sau miercuri, mi-am comandat o pereche de pantaloni. Mărimea M. Și astăzi mi-a venit coletul. În fine, a întârziat 2-3 zile, whatever. A venit coletul, am luat coletul. Am deschis coletul. Și înăuntru pantalonii. Pantalonii care... Era mărimea, guys! Deci, nu știu ce să fac, guys! Scrieți-mi în comentarii ce să fac! Împușcă-te! Iertați-mă, dar... Iertați-mă, dar nu pot să cred că în perioada asta grea și dubioasă pe care o traversăm toți, sunt oameni care au genul ăsta de probleme și țin să le împărtășească cu noi. Nimic important nu începe și nu urmează după story time. Nimic important nu începe cu story time. E ceva la știri care începe cu storytime și merită să ascultăm. E ceva la știri. Vine seara la DigiTV, un jurnalist. Bună seara, sunt Adrian Cojocaru. Storytime! Rusia a atacat Ucraina, guys! Dislike Rusia? Aiurea pentru ucrainieni. Oare ce să facă? Scrieți-ne în comentarii ce să facă ucrainieni. Dar traversăm toți o perioadă în care, în jur, suntem disperați să punem filmulețe, poze cu noi, suntem disperați după aprecieri, fugim după goana asta, după cifre, după follower și avem impresia că numerele alea mari o să ne acopere golul din suflet. Dar nu! Toți oamenii din România, de la cel mai mare artist din țara asta până la ultimul țăran, care el n-are dinți în gură, dar face live-uri pe TikTok. Cum mănâncă fasole bătută, mă, să se laude! Pentru că lui asta îi lipsea, mă! Faima, mă! El n-are acoperiți deasupra capului, dar n-avea faimă, mă! Daria, te izbezi, Daria! Daria, vine șobarul! Sau, o știți pe doamna Popa Elena Luminița? O doamnă care s-a spălat pe cap la naștere și acum răspunde la comentarii de că n-a mai făcut caca. What the fuck? Sau e băiatul ăla cu gagica, încă eu... În 2022, mă, oameni buni! Părerea mea, eu am o părere. Eu cred că nu toată lumea ar trebui să aibă dreptul să pună clipuri pe internet. Eu cred că ar trebui să se dea un test. Cum ar trebui să dea test și la vot. Uite, de exemplu, dacă vrei să pui clipuri pe internet, dă-i un test. Mic, de bun, simplu, complicat. Simplu. Numără până la 10 în engleză. Și dacă zici 1, 2, 3... Nu. Dacă zici ciu în loc de tu, ne vedem la anul, îmi pare rău. Ai voie doar poze până la anul și alea cu spatele. E o modă nebună, altă modă acum nebună, toată lumea, orice își cumpără, orice și face unboxing și review. Unboxing și review, la orice. Am dat de un băiat pe TikTok, că v-am zis, acolo locuiesc, care face, băi, foarte serios, vă jur, face, fiți atenți. Unboxing. Unboxing la o înghețată la vafă. What? Și un băiat foarte serios, care se filmează în plan american de la Brău sus și așa, are înghețata mână. Bună ziua! Astăzi e o zi specială. O să facem un unboxing la înghețată. Și ți arată înghețata. După aia o desface din ambalajul ăla complex și complicat. Dă o limbă pe ea. stă puțin pe gânduri, sunt că aici buffering. După aia zice, e de ciocolată. Pentru că tu nu ți-ai fi dat seama după culoare. Trebuia să zică el care a făcut facultatea de vafe de la Birmingham. Are doctoratul vafe. După aia, lasă vafa așa pe parte, bă, vă jur, mușcă din ea cu o poftă. Știi cum mănânci cu poftă, pâine, cu parize și cu maioneză, așa cu tofă aia. O ciofle, o ghite și zice, este foarte bun. Îi dau nota 3 din 10. Și și evident că m-a intrigat nota lui și am intrat pe profil, unde am mai găsit un filmuleț care se numește Review la o corcodușă verde! Deci, băiatul ăsta s-a mai filmat sub un corcoduș. Că și-a dat seama, bă, de unde face rost de corcodușe. Nu ca noi proștii, comandăm de pe EMAG. Și așa filmulețul. Bună ziua din nou! Astăzi încercăm o corcodușă. Și rupe corcodușa, mușcă din ea și tot ce zice, este acră. Și are mai mulți follower ca mine. Păi băiatul ăsta într-o zi o să facă un filmuleț când își face unboxing la puțulică. Și o să-și dea seama că laba de fapt asta, un unboxing și un boxing continuu. Unboxing, boxing, unboxing, boxing, unboxing, boxing, e acră, unboxing, boxing. Și are ciocolată. Dar, pe de altă parte, sunt și oameni mișto sau conturi mișto pe care poți să le urmărești pe orice rețea, TikTok sau Instagram. Eu, de exemplu, mă uit foarte mult la Connector. Mie mi pare destul de Desconnector, mie îmi place de Connector. E un artist pe care îl apreciez, îmi place muzica lui și îmi place mult la Connector că în ultimii 2-3 ani s-a liniștit. Că atunci când era mai tânăr, era zgubilit. Îi plăcea să gătească cu făină, da. În ultima perioadă, nu știu dacă vă apare, dar Connector punea aproape zilnic filmulețe pe internet. În fiecare zi câte un filmuleț, cu pilde, povestioare, chestii motivaționale, lucruri bune. Și eram într-o zi acasă și aveam o perioadă foarte proastă în general. Bă, dar în ziua aia eram foarte, foarte stresat și foarte anxios. Extrem de stresat și foarte anxios. Și pe TikTok mi-a apărut domnul nostru Connector. Și de ce zic mi-a apărut? Știți cum sunt poveștile alea când cineva a tăiat un lemn și a găsit înăuntru chipul lui Iisus? Sau rupe o pâine și acolo mieze Fecioara Maria care plânge. Așa mi-a apărut domnul nostru Connector pe TikTok, căci m-a întrebat pe mine Radu Bucălae, ești stresat sau anxios? Și am avut un... Domnul nostru Connector? Și clipul domnul nostru Connector este în felul următor. Ești stresat sau anxios? Am soluția pentru tine. Ridică-te în picioare, pune-ți mâinile în șochi, scoate pieptul în față și stai în poziția asta 20 de secunde și o să treacă tot. Spune-mi în comentarii dacă a funcționat. Eu nu știam că-s prost până în ziua aia, dar... Repet, aveam o zi foarte proastă, mie-mi place de domnul Connector, eram singur acasă, am scris un cerc. Stăteam pe canapea, m-am ridicat de pe canapea, mi-am pus mâinile în șoc, am scos pieptul meu puternic în față, am stat 20 de secunde fix, pula, îți dai seama ce se întâmplă. Și primul meu gând, n-am vrut să accept și am zis, cred că n-am făcut eu în ordinea care trebuie. Și m-am mai pus o dată jos, m-am mai ridicat o dată, prima dată acum am scos pieptul în față, după aia mâinile în șoc, am stat 20 de secunde, nimic, 30 de secunde, nimic, 40 de secunde, nimic. Și mi-am dat seama că stau mai mult și devin și mai stresat și mai anxios, că la mine de ce nu funcționează? Și mai aveam o problemă mare. Ce îi spun eu în comentarii lui domnul Connector când mi-a zis să răspund? Nu pot să-i zic că nu merge. Așa că i-am răspuns, e foarte bun, îi dau 3 din 10. Într-o oarecare măsură, domnul nostru Connector avea dreptate. De ce zic asta? M-am interesat după aia. Și, cică, se presupune. Se presupune că dacă adopți în viață poziția asta, e o poziție care trebuie să-ți dea curaj și încredere. Vine de la Superman, se numește poziția supereroului. Știți că în filme, când venea Superman să salveze, venea în poziția asta. Și dacă erai victimă în film, venea Superman, și erau, bă, Superman. Și tu erai acolo, bă, coaie, care mă salvează, mă salvează. Că dacă venea Superman cu crăjit, venea Superman, bă, a încălcat și încăcat. Și m-am gândit să încerc în viață să adopt poziția asta când am nevoie de curaj. Pentru că în viață am nevoie de... Sunt o grămadă de situații în care mă pierd și mi-e frică. Când, de exemplu, mă duc la orice ghișeu birocratic. Mă duc la taxe și impozite, da? Păi și mă întreabă doamna aia aici de la ghișeu. Aveți dosar cu șină! Atât de mult îmi doresc să zic, n-am domnul, ia de aici așa în mine. Să am curaj, vă, să-i zic treaba asta. Am și boală pe ele, recunosc că am boală pe femeile de la ghișeu. Acum 2 luni am avut cea mai cretină interacțiune cu o doamnă la un ghișeu. I-am explicat, cred că vreun minut de ce am nevoie. Tot timpul ăsta a stat așa, s-a uitat pe mine. Am terminat de explicat, am mai stat 3 secunde și nu știu de ce, dar m-a întrebat. Și dacă nu eram aici, ce făceai, mă? Cum sunteți? Băi, mi-a dat cu bloscări, nu înțelegeam. Am plecat după aia, băi, mac, acasă, mă gândeam ce a vrut să zic, bă. M-a luat cu fizică cuantică, dacă eram, dacă nu eram. Ia și cu pisica lui Schrödinger, ești nebun la cap. Sau alte situații în care ai nevoie de curaj. Ești la foran, ești băut și te oprește poliția. Nu e bine, dar se întâmplă. Ești, bă, cu curaj din mașină. Ești, bă, din mașină, mă, fii de o picioare pe mă, fii, bă, bărbat, puneți, bă, mâinile jos, scoate-vă pieptul în față, bă. Stai în fața lui 20 de secunde și zic, și ce e cu una? Am avut și eu câteva verse, Conector! Câte vere ați băut unul Bucălae? 3 din 10! Vă mulțumesc frumos!